O comunicare mult mai bună și obținerea de informații mult mai ușor. Asta își dorește Instituția Suceveană de Învățământ Superior. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va derula timp de 18 luni proiectul intitulat Mobile Access Self-Services Student Mass USV, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea relevanței studiilor universitare în rândul tinerilor absolvenți și al mediului economic și oferirea de programe de studii mai bine ancorate în realitatea socială și economică. Proiectul va contribui la creșterea calității învățământului superior din România, la corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și va facilita dezvoltarea resurselor umane în vederea creșterii competitivității economiei românești. Se urmărește în principal îmbunătățirea accesului studenților la informațiile privitoare la activitatea școlară, note, prezență la activitatea didactică, de laborator, curs, etc., programarea examenelor, precum și facilitarea elaborării lucrărilor de licență și dizertație. Accesul la informații va fi posibil de pe toate platformele mobile existente, într-un format adaptat pentru fiecare tip de dispozitiv, respectiv telefon mobil, tabletă, laptop, lucru care în acest moment nu este posibil. Proiectul include și o componentă de promovare a învățământului superior la Suceava prin organizarea unor acțiuni de tip porți deschise, la care vor fi invitați elevi din liceele din zonă. De asemenea, pentru îmbunătățirea programelor de studiu, în cadrul proiectului se va elabora un chestionar care să fie distribuit agenților economici, angajatorilor, și care să permită identificarea cerințelor în continuă schimbare a acestora. Vor fi propuse și soluții de corelare a solicitărilor exprimate de angajatori în aceste chestionare cu conținutul disciplinelor predate studenților, scopul final fiind o mai bună absorpție a absolvenților de învățământ superior pe piața muncii. Grupul țintă va fi format din 300 de studenți, pentru care se are în vedere reducerea timpului necesar obținerii de informații legate de activitatea academică, precum și asigurarea mijloacelor pentru o comunicare mai bună cu cadrele didactice și conducerea universității. 6 membri ai structurilor de conducere a universității vor completa grupul țintă. Grupul țintă a fost gândit ca fiind format din studenții de la Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, departamentul nou al universității. În același grup țintă vor fi incluși și parte din studenții care vor intra în anul întâi, în anul universitar 2014-2015. Și studenții de la care elaborează lucrările de licență, că avem o componentă a proiectului care presupune facilitarea elaborării lucrărilor de licență și dizertație. Urmărim să realizăm o platformă în care cei care realizează astfel de lucrări să poată beneficia centralizat de niște informații care să-i ajute în acest proces, respectiv elaborarea lucrării de licență. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de peste 2.100.000 de lei, din care aproximativ 90% este asistența financiară nerambursabilă.